Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că milostiv iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Binecuvintează! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridice la pământ pe cel sărac și din gunoi înalt pe cel lipsit, Tatăl orfanilor, limanul celor înviporați și doctorul celor bolnavi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnule primar, preacucenici părinți, onorată asistență, suntem bucuroși că ne aflăm astăzi aici, în mijlocul bătrânilor de la Centrul Medico-Social din Ghergan, bucurie care sunt convins că ați împărtășit-o împreună cu noi preoții și cu dumneavoastră cei prezenți, pentru că am început lucrarea noastră prin taina Sfântului Mastru, una din cele 7 sfinte taine ale Bisericii, care are menirea de a transmite bucurie și sănătate sufletească și trupească tuturor celor care se află aici și tuturor celor care în gând și în suflet îi purtați. Să nu uitați niciodată că sunteți singuri pe această lume, chiar dacă cei dragi dumneavoastră v-au părăsit pentru totdeauna sau pentru o anumită perioadă. Nu uitați că noi, preoții, suntem în mijlocul dumneavoastră ca să vă păstorim, să vă purtăm de grijă, să vă încredințăm că Mântuitorul Iisus Hristos nu v-a uitat și prin noi venim să vă dăruim această bucurie duhovnicească prin taina Sfântului Mastru, prin taina Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii, pe care, știți prea bine, sunt convins că toți dintre dumneavoastră ați primit-o prin preoții de aici, Părintele Ștefan, cu Părintele care slujește aici, și dumneavoastră ați fost martori la aceste bucurii duhovnicești. Și să nu uitați că nu sunteți singuri pe această lume, pe acest pământ. Să nu uitați niciodată de cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, care ne învață permanent să urmăm calea, adevărul și viața, să nu deznădăjdim nicio clipă, căci fără Mântuitorul nu putem face nimic pe pământ. Chiar dacă suntem de multe ori încercați de o boală sau de o suferință, poate este o cruce pentru noi pe care Dumnezeu ne-a dat-o să o ducem și să o ducem cu credință și cu răbdare și cu nădejde. Ne bucurăm că am putut să vă bucurăm pe dumneavoastră, cei prezenți aici, bătrânii de la acest centru medico-social, cât și pe ceilalți prezenți, doamnele care se ocupă de îngrijirea dumneavoastră, pentru că și dumnealor nu le este ușor să vă îngrijească permanent, să se ocupe de dumneavoastră. Ne gândim și la ele, la femeile care se ocupă și se îngrijesc în fiecare dimineață, acordându-vă atenție deosebită, pentru că văd că sunteți îngrijiți, locul este curat. Să nu uităm și domnul primar, care a avut inițiativa de a înființa acest loc, în care dumneavoastră să puteți sta aici, nu poate într-o casă, într-o cocină, uitați de lume. Poate că v-au uitat cei dragi dumneavoastră, dar uitați prin grija noastră, prin grija lui Dumnezeu, astăzi nu sunteți uitați definitiv de lume. Vă doresc sănătate, bucurii și să ne revedem cu bine și altă dată. Bună seara și aș vrea să încep prin a vă mărturisi că pentru mine implicarea în acest minunat proiect a însemnat foarte mult. Mi-a făcut o deosebită plăcere să pot aduce cât uși de puțin un mic zâmbet pe fața dumneavoastră. Și încă aflându-ne în această minunată lună care dă startul primăverii, luna renașterii, a trezit la viața naturii, luna cea mai plină de feminitate, de zâmbete și căldură sufletească, vă doresc toate împlinirile frumoase, multă sănătate și fie ca spiritul acestei luni să vă însoțească pretutindeni. Și aș mai vrea, în ultimul rând, să le mulțumim tuturor celor care au făcut posibil implementarea acestui proiect și
persoanelor care s-au arătat deschise la mesajul nostru și nu au ezitat să ne ajute. O primăvară caldă, lumină în suflet și în priviri. Să rămână! Bună seara tuturor celor prezenți! Vreau să încep cu câteva aspecte legate de iubirea față de aproapele. Știm că, indiferent de naționalitate, indiferent de starea morală sau de starea spirituală a fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne iubește și ne îndeamnă să ne iubim unii pe alții. În acest fel, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a afirmat: cum a iubit pe mine Tatăl, și eu vă iubesc pe voi. Iubiți-vă deci unii pe alții, așa cum eu v-am iubit pe voi. Ioan, capitolul 15, versetul 17. Pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu, avem nevoie de două arme puternice: rugăciunea și credința, care sper că se află măcar într-un colț de suflet al fiecăruia dintre voi. Pentru că rugăciunea este respirația sufletului, iar credința este arma cea mai puternică cu care putem să luptăm în această viață. Știu că în fiecare dintre voi se află un caracter puternic și o credință mare, ceea ce mă face să cred că sunteți niște persoane speciale care știu să treacă prin greutățile vieții cu capul sus și care au dat dovadă de demnitate. Aș avea o mică rugăminte. Vreau să vă deschideți sufletul și să lăsați să vină un zâmbet din pacea dumneavoastră interioară, din bucuria unei inimi frumoase, pentru că zâmbetul este curcubeul lacrimilor. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proiect și care ne-au ajutat. Și sper că acest moment să fie unul plin de bucurie, de pace în suflet, pentru că trebuie să ne reamintim uneori, să fim mai buni, să avem o inimă mai bună. Vă doresc un ocean infinit de sănătate, multe bucurii, pace în suflet și, nu în ultimul rând, să aveți o viață frumoasă ca o zi de primăvară.